Slăvit să fie Domnul! Amin. O mare mulțime adunată în casa de rugăciune. Asta îmi spune mie că există interes pentru mântuire, există foame, există sete, există dorință de părtășie cu frații și cu Domnul, există dorință de a pleca de aici mai bun. Amin. Dumnezeu să ne ajute! Amin. Dar la toate acestea, contează atitudinea care o avem noi în adunare, în această după-amiază. Pentru că unii ar putea să vină la adunare și să plece mai răi. Există precedent. 1 Corinteni 11, 17 spune Apostolul Pavel că voi vă adunați ca să vă faceți mai rău. E o tragedie. Am vrea să plecăm în seara asta de aici mai buni. Doamne, ajută-ne! Dar repet, în seara asta mi-am propus, de fapt, să vorbesc de responsabilitatea care o aveți voi și de modul în care voi vă raportați la persoana și la învățătura Domnului Iisus. În ce privește mântuirea, dragii mei, există o parte a lui Dumnezeu care și-a făcut-o cu prisosință și există o parte a noastră care trebuie să ne-o facem. Dumnezeu ne putea crea ca pe niște roboți. Spuneam astăzi cuiva, așa cum japonezii fac roboți specializați, putea să ne creeze așa. Dar El nu asta a vrut de la noi. Prin asta e superior omul. Are libera alegere. Așa ne-a făcut Dumnezeu. În seara asta, aș vrea să spun că toată responsabilitatea este pe umerii tăi. Dumnezeu partea Lui și-a făcut-o în Hristos. În jertfa Lui există iertarea de păcate. Dar ca să beneficiezi de iertarea păcatelor, trebuie să faci și tu partea ta. În Fapte, capitolul 10, versetul 43, spunea Petru în casa lui Corneliu, toți prorocii au prorocit despre El, că oricine crede în numele Lui capătă prin credința în El iertarea de păcate. În seara asta tu trebuie să vii aici la adunare cu credință. Amin? Să ne-o dea Domnul! În Fapte, capitolul 3, versetul 19, spunea același Petru, pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă de la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Asta e partea ta, tu trebuie să te pocăiești în seara asta. În Fapte, capitolul 22, versetul 16, Anania îi spunea lui Pavel, și acum ce se povești? Scoală-te, primește botezul ca să fii iertat de păcatele tale. Asta trebuie să o faci tu. Dacă în seara asta pleci nemântuită, dacă în seara asta pleci păcătos, nu-i vina coriștilor, nu-i vina cântăreților a recitatorilor, nu-i vina cârmuitorilor, nu-i nici vina mea. Tu ești direct responsabil. Dumnezeu și-a făcut partea Lui în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Nu-i nicio breșă, nu-i nicio greșeală, este perfectă mântuirea, dar tu trebuie să faci partea ta. În Proverbe 28:13 spune, cine ascunde fără de legea, nu propășește, dar cine mărturisește păcatul și se lasă, capătă îndurarea ta. Asta e partea ta care să o faci în seara asta. În Matei, capitolul 6, versetul 14, spune, dacă iertăm oamenilor greșelile lor și Tatăl nostru care este în cer va ierta greșelile noastre. Asta e partea noastră. Înțelegeți gândul care l-am în seara asta pentru voi? Sunteți direct responsabil de starea voastră sufletească. Dumnezeu a făcut totul ca mântuirea să fie valabilă, iertarea de păcate să fie. Dacă pleci, repet, nemântuit și neiertată de păcate, e vina ta. Pentru că zăvorul ușii de la inima ta îi pe dinăuntru. Nici Dumnezeu nu forțează ușa. El spune, eu stau la ușă și bat. Doresc în seara asta să-i deschid. Amin? Frații mei, vis-a-vis de persoana Domnului Iisus, în seara asta mi-am propus să vorbesc de două adunări, de două moduri în care oamenii s-au raportat la slujbă, la învățătura și persoana Mântuitorului. Voi începe cu cei de la Sihar, text care a fost citit, și voi continua cu o altă adunare, cu o altă localitate. Când începem cu cei de la Sihar, câteva lucruri.
Din Ioan capitolul 4 ați auzit multe predici, fel de fel de interpretări, una mai frumoasă ca cealaltă. Eu aș vrea să vorbesc doar de relația oamenilor cu Dumnezeu. Că ăsta e subiectul predice din seara asta. Modul în care noi ne relaționăm la Dumnezeu, de fapt la Domnul Iisus Hristos. Există o vreme a patriarhilor. Cum a comunicat Dumnezeu cu oamenii, nu știu. Dar nici nu mi-l imaginez pe Adam fugând printre tufele de lilieci cu ceasul la mână să nu întârzi la adunare. Nu, nici pe Avram măcar nu mi-l imaginez așa. A avut ei un fel de a comunica cu Dumnezeu pe care noi chiar nu-l înțelegem. Dar asta a fost epoca, vremea patriarhilor. De la Adam până la muntele Sinai, până la Moise. Apoi începe veacul lege, cu tunete, cu fulgere, cu sunet de trâmbiță, cu întunere, cu flăcări, cu glasul care vorbea, spunea în Evrei, încât oamenii au rămas îngroziți și tremurau. Și de la Adam, până, de la Moise până la Hristos a fost veacul lege. Dumnezeu a vorbit evreilor prin lege și în cazuri de excepție prin proroci. Dar vine cuvântul Domnului Ioan să spune că legea a venit, a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Hristos. De la Hristos și până astăzi, noi trăim în vremea harului. Un alt mod de a vorbi Dumnezeu cu oamenii și despre harul acesta aș vrea să vorbesc puțin. Drumul pe care l-a făcut Mântuitorul de la Ierusalim spre Samaria, l-am numit eu drumul harului. Pentru că Samaria era o cetate disprețuită, ignorată, judecată, ocolită. Evreii nu treceau. Între evrei și între iudei și samariteni nu era nicio legătură. Acolo erau oameni aduși din Hamat, din Babilon, din Sferfervaim și din toate imperiile acestea aduse, comasate acolo. Și evreii se credeau superiori. Ei nu treceau prin Samaria, ei nu răspundeau la salut la un samaritean. Ei ocoleau Samaria cu atenție întotdeauna. Și când vine Hristos, Hristos trece prin Samaria. Asta îmi spune mie că la Dumnezeu există milă pentru toți oameni. Slăviți să fie Domnul! Ceea ce evreii nu-și permiteau, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul, și-o permis. Și stă de vorbă la Sihar cu femeia aceasta. Și când vine harul lui Dumnezeu, dragii mei, harul lui Dumnezeu înlătură diferitele bariere dintre oameni. Sunt bariere puse de oameni, garduri, ziduri făcute din cultură, civilizație, istorie, etnie, nivel de trai sau poziții geografice. Astea sunt bariere care sunt și în comunitatea europeană, că noi nu suntem una cu nemții, sunt în Statele Unite, că nu sunt egale statele între ele. Dar când a venit Hristos, înlătură toate diferențele dintre oameni. Asta face harul lui Dumnezeu. Diferențe sociale, vă dau un exemplu, îi sclavagism. Sclavul, un obiect, un animal de povară. Aduceți-vă aminte de datele recente de sclavagismul din America, unde era o adevărată vânătoare, o vânătoare cu plăcere a negrilor, în care fetele de negri erau duse în America, pe plantații de bumbac și nu numai, unde negri erau vânduți după dantură și masa musculară. Erau sclavi, fără niciun drept, la ceremul stăpânului de sclavi. Dar mergem mai înapoi în istorie, în vremea romanilor, de sclavi ca mureau ca și gladiatori în arenele acelea, spre deliciu și setea de sânge a publicului. Ei bine, în vremea aceea, Scriptura ne prezintă doi oameni, un mare stăpân de sclavi și un sclav fugit de la stăpânul său. Vorbesc acum de Filimon și Onisim. Onisim fuge de la Filimon, nu mai poate suporta regimul de acolo și fuge la Roma și îl întâlnește pe Pavel. Și Pavel îl convertește, stă de vorbă cu el. Și Pavel îl trimite înapoi pachet la Filimon și spun, ți-l trimit pe Onisim, altădată nefolositor, dar acum îți va fi de folos. Primește-l din partea mea, primește-l mai mult ca atât, primește-l ca pe un frate în Domnul. Și acum mergem la adunare. Toată săptămâna Filimon stă la birou și Onisim mătură prin curte.
poziții diferite. Dar vine duminica, vine adunarea și se îmbracă amândoi frumos, stau pe bancă. Ei sunt frați. Și vine cina Domnului și trece prezbiterul cu taba și fiecare se împărtășește. Vine cântarea în comun și Onisim cântă mai tare ca Filimon, că e duminica lui, ziua lui liberă. Și vine spălarea picioarelor și Filimon încinge prosopul, ia ligheanul și îl spală pe Onisim. Asta înseamnă biserica lui Dumnezeu. Asta face harul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Îmi povestea un frate din Maramureș și un frate bine cunoscut la ei în spitalul orășănesc, era un frate bucătar, portar, ajutor de toate, era bun în spital. În acela spital era un medic și sunt amândoi acum, un medic vestit, un specialist, care ajunge directorul spitalului. Relații profesionale ca între director și portar. Dar directorul se pocăiește. Și-mi povestea fratele ăsta, măi, s-a pocăit directorul și acum în tătă duminica cântau amândoi, plin de râmne, portarul spunea, domn director, mai cântăm o cântare, hai să mai cântăm o cântare. Și zic, băi, când eu știam cine e unul și celălalt, amândoi cu carnetele în față, asta face harul lui Dumnezeu. Suntem de acord cu asta? Ne acceptăm așa unul pe altul? Doamne, ajută-ne la aceasta! Dar să fim de acord și egal cu toți. Știți dumneavoastră fabula aceea când dulăul ăla furios a făcut o plângere la drepturile animalelor, că nu e egalitate și discriminare. Și a cerut să fie egalitate între toate animalele. Și când venea acasă, așteptând răspuns la cerere, un cățel flocos îl felicite, spune, bravo măi, asta vreau și eu, egalitate. La care dulăul îi spune, măi, egalitate cu lei, cu tigri, nu cu tine. Ei, cam așa suntem noi, vrem egalitate, cu oia mai mari ca noi. Dar în harul lui Dumnezeu nu e asta. În harul lui Dumnezeu suntem una. Doamne ajută-ne să înțelegem, amin? Aici am înțeles, sunt decani de facultate, sunt medici specialiști, sunt politicieni de renume. Și aici sunt oameni care abia au gătat 7 clase și citesc mai greu din cei bătrâni. Dar suntem frați. Suntem surori, suntem una, slăvit să fie Domnul. Înlătură harul acesta diferențele puse de materialismul nostru, de situația financiară. Și gândiți-vă că la Ierusalim ce era acolo? Cum a început biserica când patronii își vindeau ogoarele, casele, averile lor? Și cei bogați și cei săraci puneau la picioarele apostolilor și stăteau cu gamela la rând să le pună prohor, un polonic de borș. Asta era pocăința atunci, asta era egalitatea, asta lucra harul lui Dumnezeu. Suntem de acord cu aceasta? Doamne ajută-ne! Căci în Hristos suntem una și apoi există diferențe de religie. Și vine Domnul și dă două pilde. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, amândouă în Evanghelie după Matei. Un fariseu mândru, cu merite ce-i drept. Doamne, eu postez de 2 ori pe săptămână. Doamne, eu dau 10 iale. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, nici ca vameșul acesta. Celălalt îți bate pieptul cu pumnul și spune, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul spune, mai degrabă pleacă acela socotit neprihănit. Nu pleca neprihănit, dar cerul socotea neprihănit. Pentru că înaintea lui Dumnezeu se are în vedere smerenia, recunoașterea, umilința. Doamne ajută să le avem în seara aceasta. Știți că harul lui Dumnezeu înlătură toate acestea. Că mai spune Domnul o pildă și doare pe evrei. Era un om căzut între tâlhari, bătut, rănit, furat, aproape mort. Și trec 2 evrei, trece un levit și trece un preot, dar îl ocolesc și trec pe alături. Și în urmă vine un samaritean, unul de aceia care cu ei n-avea legătură. Omul ăsta se oprește, cheltuiește, consumă bani, timp, vin, unde lemn, îl duce în han. Și acum vorbea Domnul, vedeți că evreii nu sunt mai religioși ca samaritenii, că aceste diferențe le înlătură harul lui Dumnezeu. Cântăm despre harul lui. Asta a făcut Hristos. Spune Pavel, el a înlăturat zidul dintre cei doi, dintre neamuri și dintre evrei. Și din doi a făcut una și asta e biserica Domnului. Slavă Domnului Iisus! Domnul Iisus
îi preocupat de fiecare persoană în parte. Prin faptul că își face timp pentru fiecare. Cu femeia asta nu mult stăteau de vorbă. Avea statutul ei, era cunoscut în cetate. Gândiți-vă că era la al șaselea bărbat. Și în amiază, când soarele dogora mai tare, ea ia căldarea și fuge la fântână. Și nimeni nu stă de vorbă cu ea. Dar vine Hristos. Și fratele Marcel făcea o remarcă. Domnul trimite 12 ucenici după o pâine ca să-și facă timp să stea el de vorbă cu femeia aceasta. Mulțumesc, frate! Domnul face timp pentru o femeie pentru care nimeni nu-și făcea timp. Am o veste bună pentru toți de aici. Așa cum prețuiește Domnul pe oamenii aceștia, așa vă prețuiește pe voi cei din balcon. Pe cei din balconul 1 și 2, înaintea lui Dumnezeu, avem aceeași valoare. Avem acces permanent la Dumnezeu. Poate v-am povestit, într-o vineri seara noi în casă era rugăciune și sora mea de cor plângea și plângea cu disperare și nimeni nu știa. Și vine un proroc care a fost la voi aici și spune, ascultă femeie, tu zici că în poporul ăsta Dumnezeu are bărbați puternici, păstori și proroci pe care ascultă, dar pe tine o femeie, cine te bagă în seamă? Așa vorbește Duhul Sfânt, vină cu cererea ta înaintea Lui și Domnul o rezolvă înainte la toți. Sora mea de corp, atunci în seara aceea am aflat că avea ciroză la ficat, că își făcuse analizele la Suceava și la Funden, la București, că nu i s-a dat zile multe de trăit și ea plângea mereu și o ascuns asta și nici eu n-am știut. Și a venit în prima duminică ziua ungerii cu un de lemn și sora mea iese la ungere și Dumnezeu o vindecă în duminica aceea. Și după ce o confirma și medicii că e vindecată, s-a ridicat în adunare și o mărturisit. Au trecut ani de atunci și sora mea este perfect vindecată, e sora mea de corp, cunosc foarte bine. Nu spune că tu ești o femeie stingheră, nu spune că n-are nimeni grijă de tine, nu spune că tu ești un copil sau o fată orfană. Dumnezeu se proclamă, El e tata orfanului, El este apărătorul vădui. La Dumnezeu avem drepturi egale, El se ocupă și de mine așa cum se ocupă și de voi. Încă spuneam odată, un nepot de-al meu care are o funcție mare în București, ca fiind președinte al tribunalului din București pe o secție, mă duc la el în vizită cu un frate proroc. Nepotul e orfan de mic, cumnatul mi-a murit în urmă cu 18 ani, sora mea nu s-a mai căsătorit. Și prorocul îi spune, măi băiete, am văzut o vedenie, erau niște uși și oamenii stăteau la ușile acelea mult, în audiență și nu puteau intra. Iar tu când mergeai, ușile se deschideau toate, erai primit și eu am întrebat, Doamne, de ce e nedreptatea asta? De ce pe băiatul ăsta toți îl primesc? Și Dumnezeu mi-a spus atât, eu sunt tatăl orfanului. Când a spus prorocia asta, nepotul meu, băiatul soră meu, a început să plângă. Ma tare nu știu, eu sunt orfan, dar Dumnezeu e tatăl orfanului. Vreau să vă spun celor ce sunteți orfani, năcăjiți, celor care sunteți văduve și văduri, care sunteți disprețuiți, care n-aveți familia în adunare, care fugiți cum puteți până la casa Domnului, aveți drept la Dumnezeu egal cu toți. Că asta a făcut harul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Său. Dumnezeu îi face timp să stea de vorbă cu noi, în orice ceas, din zi și de noapte, la El ușa e deschisă, să mergem cu încredere. Dumnezeu îi preocupat de lucrurile noastre materiale și El ne vorbește, îl interesează de viața mea, de serviciu, de biletele acestea, că la 60 de ani rămâi fără serviciu, Dumnezeu știe asta. Tu nu mă ridic de cu credință mâine dimineață și spune, pâinea cea de toate zilele dă-mi-o și azi și Dumnezeu te va hrăni. Așa cum corbile au hrănit pe Ilie în pustie, te va hrăni și pe tine, că-i Dumnezeu bogat, slăvit să fie numele Său. Nu mai trebuie să înțelegem vocabularul lui Dumnezeu. Un prieten de-al meu, din alt sat, bun predicator și lucrează Dumnezeu prin dar profetic, mult prin el. Merge la un frate de la noi din sat, un frate în vârstă, bolnav, și îl întreabă, frate George, ma tare, ce mai faci? Și fratele George spune, măi, mă pregătesc să mă duc până în Ierusalim. Și spune, o, la Ierusalim, aveți cunoștință acolo? Da, da, am mai mulți, dar vă așteaptă cineva? Da, mă așteaptă, că am multe cunoștință. Și el spune, da, bilet aveți luat? Acum îmi vine, aștept să-mi vină acum biletul. Și fratele spune, da, viză ai? Da, viza o am.
Și ăsta se lipește de el, spune, fă-mi și mie rost de una, ca și merge și eu la Ierusalim. Și apoi îl luminează Domnul, spune, măi, moșul pleca în Ierusalimul de sus, el era bolnav și la câteva zile eu plecam. Dar eu în dorința de a mă duce la Ierusalim, căutam și eu o viză. El vorbea de lucrurile de sus, noi, eu vorbeam de cele de jos. Știți, femeia avea problema ei, găleata și apa și setea. Și Hristos avea vocabularul lui, femeie, este o apă din care bei, nu mai însetezi niciodată. Și femeia, doar nu ai fi tu mai mare decât părintele nostru Iacob, că de aici o scos feciorii lui apă. Și nu înțelegea, să ne dea Domnul înțeles spiritual al lucrărilor, amin? Domnul își face timp de noi. Domnul e preocupat de nevoile noastre. Și apoi Domnul așează corect ordinea priorităților. Că Hristos e mai mare decât Iacob, și Duhul Sfânt e mai mare decât apa care o bem noi. Noi cerem apă minerală și sucuri, dar Domnul vrea să ne dea în seara ta din apa vie, vrea să ne umple cu Duhul Sfânt, să toarne Domnul din ploaia Lui peste noi, amin? Domnul înlătură diferențele între oameni și are preocuparea aceasta pentru fiecare om. În al treilea rând, Domnul rezolvă problema trecutului. Asta e foarte important. Dacă vrei să te pocăiești, Domnul nu-l lasă ca o nebuloasă, ca o necunoscută trecutul tău. Trecutul tău trebuie rezolvat. Păcatele tale, faptele tale trebuie rezolvate. Dar un paradox aici. Domnul nu impută nimănui a păcatele. Nu-i bate la nimeni obraz, băi, ești la al șaselea bărbat, dar nu ți-e rușine? Dar ce cu tine să-i fac așa? Nu face asta Domnul, noi o mai facem, noi slujitori. Domnul nu scormonește, dacă vreți, în amănuntele Lui. Vorbeam cu cineva despre problema mărturisirii și au spus, unii sunt atât de curioși că te ține o oră, dar mai adu-ți aminte, dar asta nu, dar aceea nu, până devenim lumești sau firești cu totul. Că problema mărturisirii nu așa se pune. Omul mărturisește păcatul care îl doboară, care îl are, care îl copleșește. Povara aia o aruncă. Ei, Domnul nu e așa de curios. Dar nici nu lasă trecutul tău nerezolvat. Când vii la pocăință, Domnul rezolvă trecutul tău. Și deodată îi spune, vină cu bărbatul tău. Putea Domnul să se complacă în discuții teologice, așa cum a vrut femeia să alunice. Învățătorule, cum e închinarea corectă, pe munte sau la Ierusalim? Și învățătorul spune, dar nu asta e problema ta. Tu nu ai probleme de doctrină și teologie, tu ai probleme de morală. Domnul pune punctul pe ei și asta nu ne convine nouă de multe ori. Lasă tu teologia, lasă închinarea de pe munte. Spune-mi, bărbatul tău, ce faci cu el? Domnul rezolvă întotdeauna problema trecutului. Dar așa de fin, așa de elegant, așa de cu bun simț, că Domnul nu jâcnește niciodată pe nimeni. Și El mai are o vorbă, și asta mie îmi dă speranțe. Pe cei care au venit la Domnul, El niciodată nu i-a izgonit afară. Dacă vii în seara asta cu trecutul tău, cu păcatele tale, egale care sunt, Domnul te primește, te iartă și te face copil al Său. Doamne, ajută-ne la aceasta! Domnul rezolvă problema închinării și îi amintește femeii de adevărata închinare. Pentru că de multe ori ne pierdem în dispute teologice și există o amăgire în chipul de încinare. Dar dumneavoastră știți lucrul acesta. Femeie, vine ceasul și acum a și venit. Când închinătorii adevărați nu se închină nici pe munte, nici la Ierusalim, ci se închină Tatălui în Duh și în adevăr. Să ne ajute Domnul, amin? Și apoi Domnul acceptă slujirea femeii. Ea nu mai poate. Nu trimite Mântuitorul, ea lasă găleata la fântână și pleacă în cetate să dea de veste și Domnul nu oprește. După ce Domnul te-a mântuit, după ce Domnul te-a iertat, după ce Domnul ți-a arătat adevărata închinare, El acceptă slujirea ta. Știți, aici noi suntem deficitari, am înțeles că studiul dumneavoastră cum să câștigăm suflete. Doamne ajută să înțelegem că de prea multe ori nu facem ca femeia. Tăcem și nu ducem vestea bună mai departe. Vă pun un caz ipotetic. Cancerul devastează. Cancerul omoară. Mulți mor de cancer. Ei, gândiți-vă voi că eu am medicament pentru cancer. 100%. Eu știu cum să scap de cancer. Dar nu-l spun la nimeni. Și după ce-ți moare ție inima asta,
Și după ce îți moare ție bărbatul sau copilul, eu vin și spun, oh, dar eu știam asta, dar nu ți-am spus. Cum m-ai privit tu pe mine? Ca pe un salvator sau ca pe un criminal? De 10 ani tu ai medicamentul și îl ții ascuns? Gândiți-vă că noi avem soluția pentru iertarea de păcate. Gândiți-vă că noi știm drumul spre Raiul lui Dumnezeu și tăcem din gură și nu vrem să spunem la nimeni. Cum ne va judeca Dumnezeu și cum ne vor judeca semenii noștri? Dacă vreți un alt caz, foame în Samaria. O foame că un cap de măgar era 80 de sigli și un sfert de cap de găinați de porumbel se vindea, se cântărea pe un siclu. Și vine omul lui Dumnezeu și face o profeție. Mâine la poarta cetății va vinde floare de făină. Și Dumnezeu împlinește lucrarea. 4 leproși din marginea cetății se aruncă în tabăra sirienilor în disperare. Dacă intrăm în cetate, murim. Dacă suntem la poarta cetății, murim. Dacă ne ducem la sirieni, s-ar putea să murim, dar s-ar putea să scăpăm. Haidem în tabără și găsesc tabăra părăsită. Știți care a fost reacția lor? Au intrat în primul cort, au mâncat, au băut, au furat ceva și au ascuns. Intră în al doilea cort, știi ce fac? Mănâncă, beau, ajung la saturație, fură ceva și ascund. Intră în al treilea cort și fac același lucru și îmi spune, măi, nu-i bine ce facem. Astăzi este o zi de veste bună. Hai să le spunem și la flămânzi din Samaria că în tabăra sirienilor este floare de făină. Dar dacă oamenii ăștia nu spuneau, nu suntem așa și noi, venim duminică seara la Elim, mâncăm și bem aici, în înțeles duhovnicesc, și ne facem provizii pe toată săptămâna, dar nu mai spunem la nimeni că este belșug de hrană la Elim, că se vinde floare de făină în adunarea aceasta, tăcem din gură. Și asta nu-i bine, frate mei. Uitați-vă dar că Domnul face lucrarea aceasta la Sihar. Oamenii din Sihar s-au raportat corect față de Domnul, că au venit acum la fântână și spuneau femeie, nu te mai credem pentru ce ne-ai spus tu, acum credem că vedem noi, și rugau stăruitor să rămână la ei. Ăsta e finalul celor de la Sihar, rămâi cu noi, te rog, rămâi cu noi în cetatea noastră. Cum s-au raportat oamenii aceștia față de Domnul? L-au privit ca un necunoscut, ca un iudeu cu care nu trebuia să ai legătură, l-au perceput apoi ca pe un profet, apoi l-au perceput ca pe Fiul lui Dumnezeu, ca pe Mesia. Ei au luat-o de la indiferență, de la dispreț și au ajuns să-L admire pe Domnul și să roage să rămână cu ei. Ăștia sunt membri de la Sihar. Ești un membru în adunarea asta? E bine că vreau să vorbesc de cealaltă adunare. Spune cuvântul Domnului în Luca, în capitolul 4, Iisus propovăduiește la Nazaret. Și iată cum se raportează oamenii față de Domnul. Vine Domnul Nazaret, cetatea în care a fost crescut, îi se dă cartea prorofetului Isaia, citește cuvintele cu referire la el, Duhul Domnului este peste mine și m-a uns, nu intru în detalii că voi cunoaște Scriptura, închide cartea, o dă slujitorului și apoi spune, astăzi să împlinesc cuvintele acestea. Și ascultați ce spune Scriptura. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui. Așa l-au perceput pe Hristos. Primul impact care l-au avut, s-au uitat la el, ce har! Toți îl vorbeau de bine. Și ascultați mai jos ce spune Biblia. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate, l-au dus până pe sprânceana muntelor pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. De ce așa? Ăia de la Sihar l-au luat de la un necunoscut ce putea să treacă indiferent pe lângă ei și treptat, îl cunosc ca pe Hristosul lui Dumnezeu și roagă să rămână la ei. Cei din Nazaret, viceversa, pleacă de la admirație, îl admiră, îl vorbesc de bine, la urmă se mânie pe el și pleacă mânioși din adunare. Tu din care adunare faci parte? Cum vei pleca în seara asta acasă?
bucuros de ce a fost în adunare. În deschidere spuneam că își contează foarte mult atitudinea ta. Că până la urmă nu numai eu sunt de vină cu predica, nici ceilalți slujitori cu slujirea lor, că responsabilitatea este a ta. Și nu încercăm să dăm vina pe alții, că Pavel e tranșant în Roman 2:5 când spune: dar tu cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască. Odată predicam la o mormântare și unul mai avea dubii și eu am spus: știu de ce nu te pocăiești. De ce, domn Dragoș? Că nu vrei. De aceea. Și altă scuză nu mai ai. Nu da scuză pe cântări că a fost prea tare, că păstorul lung, că predicatorul fă prea vocal. Nu, nu. Cu împietrirea inimii tale, care nu vrea. Dacă pleci nepocăită, dacă pleci nepocăit, pleci așa pentru că nu vrei tu să te pocăiești. Responsabilitatea nu-i mai a lui Dumnezeu, nici a bisericii. Tu ești responsabil de hotărârea pe care o iei în seara asta. Doamne, dă-ne pricepere în seara asta. Frații mei, vorbeam de cei de Nazaret. Cum au ajuns ei de la admirație la dispreț? De la iubire la ură? În primul rând, au făcut câțiva pași. L-au tratat pe Domnul ca pe un cunoscut, ca pe un obișnuit. Și când a început el să propovădească, prima întrebare: nu este băiatul lui Iosif, feciorul templarului? Noi am copilărit cu el, noi ne-am jucat în țărână cu el, am făcut curățenie la tată sau în atelier, am dormit cu el. Ăsta nu-i fiul templarului? Ce vrea să spună? Și l-au tratat ca pe un om obișnuit. E prima greșeală a celor din Nazaret. Odată într-o adunare, un frate a fost ordinat ca prezbiter. Cunosc bine cazul. Și ridicându-se la amvon, a spus: fraților, să vă spun cum e pocăința. Uite, ar trebui să facem așa, 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 așa. La care unul se ridică, spune: dar eu nu te știu că am fost într-o clasă, măi. Eu nu știu cine ești tu. Frații mei, noi am fost într-o clasă, am fost mai mult, 7 băieți pocăiți. Dar de acolo unul a scos domnul păstor, pe unul l-a făcut proroc, pe unul l-a făcut dirijor. Asta nu înseamnă că dacă în gimnaziu am fost într-o clasă, nu ne mai respectăm. Oamenii ăștia l-au privit pe Hristos ca pe unul de-al lor, ca pe unul obișnuit. Și când Domnul a început să propovăduiască, le pire admirația și spune: nu este băiatul lui Iosif? Nu-s frațe lui printre noi? Eu am un enunț, o constatare. Obiceiuri bune și rele. Dar toate obiceiurile au pericolul lipsei de respect. Țineți minte, toate obiceiurile, și alea bune, și alea rele, au în ele pericolul ăsta, și dacă nu ești atent, nu mai ai respect pentru celălalt. Eu am făcut armata la Timișoara, aici la voi, la Chișoda, 1185. Și m-a dat să fac curățenie în biroul colonelului Bena, singurul colonel de unitate cu Academia Militară, secția Comando, făcută la Moscova. Și el s-a uitat la mine. În primele zile, știți ce însemna? Să trăiți tu, colonel. Băi, du-te făcizmului, să trăiți tu, colonel. Fă focul, dat un colonel. Pac, 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 știam eu cum am de făcut. Dar o trecut o săptămână, o trecut o lună, o trecut două. Și era tot colonel. Dar ne cunoșteam, că el m-a întrebat: băi, mai ai frați, mai ai surori, de unde ești, cum ești? Și eu spuneam: ai tu, colonel, dați un bilet de voi, ai tu, colonel, ai, știți, vă rog frumos, hai mă că-ți dau, mă. Același colonel, dar eram obișnuit cu el. Ne obișnuim câteodată premul cu adunarea. Toți venim la adunare, asta e foarte bine, dar o tratăm ca pe un loc obișnuit. De aceea ne permitem să vorbim unul cu altul în timpul slujbei. De aceea ne permitem să mestecăm gumă. De aceea ne permitem să părăsim adunarea până anunță frații de aici, jumate de adunare la voi ieșită. Hai să vă spun niște țărani de la noi din sat cum ies din adunare. Când se spune adunarea este liberă, se ridică primul rând de surori de la ușă. Toată adunarea stă jos, nimeni nu se ridică. Primul rând de surori se ridică și ies afară. Adică ultimul de acolo, următorul, următorul, până ies toate surorile. Când au ieșit toate surorile, se ridică ultimul rând de frați. Următorul, următorul, până ies aia din frunte. Niște țărani, comuniști, am rămas cu doctrina aceea. Dar voi ieșiți așa cu năvala până la rugăciunea de încheiere. Știți de ce? Ne-am prea obișnuit cu adunarea. Și o tratăm ca pe un loc obișnuit. Uităm că aici e Hristosul lui Dumnezeu.
Uităm că aici sunt îngerii lui Dumnezeu. Uităm că oamenii ăștia sunt slujitorii lui Dumnezeu. Și asta nu e bun. Și vă mai spun un lucru. Și slujitorii se obișnuiesc cu slujba. Cântărețul e obișnuit cu cântarea și recitatorul cu poezia. Predicatorul se obișnuiește cu predica și noi promovăm profesionalismul. Și eu întotdeauna spun, măi, când te sui la amvon, să simți o emoție în tine, să simți un fior, să ai o cercetare, să ai o hrană proaspătă, să vii un vânt proaspăt peste adunare, să vii un foc proaspăt peste adunare, să stai înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu îi spunea lui Ieremia, dacă ar fi fost față la sfatul meu, ar fi spus poporul meu cuvintele mele să se întoarcă de la păcatele lor. Recomand tuturor cântărețelor și predicatorilor și recitatorilor, tu nu te sui la amvon, nu te sui în față, tu coboară, cobori din prezența lui Dumnezeu, ca Moise de pe munte, să se vadă chipul tău strălucitor din prezența lui Dumnezeu. V-am amintit încă o dată, vă spun, în adunarea din Vicul de Sus, era un om fost primar, un rău, venit acolo cu obligație, omnit la adunare, și frate l-a văzut, și spunea fratele Chelba, când l-a văzut frate, o pus să cânte corul și să cântăreți, aproape ca voi cântă de bine. Și-au cântat cele mai frumoase cântări și-au pus pe cei mai buni predicatori. Și spuneam, Chelba, mă uitam la omul ăla, nicio tresărire, impasibil, cu capul în jos, morocănos. Și s-au gătat slujba și nimic nu l-a atins pe omul ăsta. Și înainte de a se elibera adunarea, se ridică o soră, spune, fraților, hai să mai cântăm o cântare. Când treceai cu crucea în spate, scump mântuitor, știți cântarea? Celor ce veneau din urmă le-a vorbit zicându-le lor, nu mă plângeți. Și-o cântat toată cântarea aceea, spune, mă uitam la el. La prima strofă s-a schimbat, la a doua era altfel, la a treia strofă a început să plângă și plângea. Când s-o gătat cântarea, s-o ridicat în picioare, oameni buni, vreau să mă pocăiesc și eu. Și spunea fratele Chelba, o soră o stat la sfat cu Domnul și i-a spus Duhul Sfânt, asta cântare. Eu întotdeauna spun din predice care mi-o dat Domnul, cel mai greu moment îmi este să aleg predica. Ce vă trebuie vouă să vă spun, nu ce știu eu. Dar de aceea spun tuturora, nu vă obișnuiți cu slujirea. În momentul când ești ca de lemn, fără emoții, fără sentimente, oprește-te din slujire. Stai înaintea lui Dumnezeu. Dar ne-am prea obișnuit. Ne-am obișnuit ca uza cu chivotul. Și când boii erau să răstoarne carul, el obișnuit. Asta era slujba lui. O prins chivotul în mână și Dumnezeu l-a rupt din lipsă de reverență. Că în adunare ne trebuie respect față de Domnul, față de slujitorii Domnului, față de Duhul Sfânt și față de ce se întâmplă aici. Amin? Cei din Nazaret n-au avut asta. Îl știm, îl cunoaștem. Îi de-al nostru, îi fiul templarului. Și au greșit. În al doilea rând spune Marcu, în capitolul 6 acolo, că au pus o altă întrebare. De unde are el învățătura asta? Știa că nu-s cercetat, nu-s studiat, n-are diplome ca ale lor. De unde și cum face el lucrările astea? Al doilea pas greșit, al doilea gând greșit care l-au avut, ei verificau lucrarea Domnului prin rațiunea lor. Dar vă spun încă o dată, sunt lucrări pe care le face Domnul prin Duhul Sfânt și la care n-am nicio explicație. Pavel spunea în Corinteni 2:14, omul firesc nu înțelege lucrările Duhului și nici nu poate, sunt o nebunie. Dar în versetul 15 spunea, dar cel duhovnicesc înțelege totul și judecă totul. Sunt minuni care le face Domnul și eu nu știu cum le face, le-aș explica și nu știu. O plecat împăratul Israelul al lui Iuda și a Edomului ca să lupte contra lui Moab. 7 zile au mers prin pustie și nu au găsit un izvor de apă. Și au spus câtuși trei, Domnul ne dă mâna împăratul Moabului, murim de sete aici, nu-i un proroc, nu-i un proroc în toată tabra asta. Și i s-a spus, este Elisei fiul Șafat, care turna apă pe mâinile lui Elie. Să vin aici, aduceți-mi un cântăreț cu harfa și pe când cânta, cum spune Crodici, asta aș vrea și de la voi. Că spune că David a pus pe cei care cântau cu harfa la șalăuta și proroceau însoțiți de cântările astea. Cei care cântați așa de frumos, rugați-vă Domnul să vă dea și prorocia, amin? Și pe când cânta cântărețul cu harfa, Elisei deschide gura și spune, viu este Domnul.
Săpați aici în drum, groapă lângă groapă, căci așa vorbește Domnul, nu va fi nici nor, nici buie de ploaie, dar veți bea și vă veți sătura. Și acesta e puțin lucru, voi da pe Edom, pe Moab în mâinile voastre. Și a doua zi, acum spuneți în voi, că eu nu știu, a doua zi pe drumul Edomului, o cursă apă din belșug, apă potabilă, apă bună, s-o fi rupt un dig mai la deal? A fost o ruptură de normă, o leacă mai în sus? Nu știu. Și dacă Biblia nu spune, eu tac, dar știu că au băut apă. Nu judecați lucrările Domnului, nu judecați minunile Domnului cu rațiunea voastră, că nu-L înțelegeți, vă potigniți și plecați acasă mânios. La noi era o soră, trebuia să nască și avea o piatră la rănici. Am fost acolo de față și îmi spune, frate, nu mai pot, mă zvârcolez de durere. Luni mă duc la București să mă opereze. Că mi-a explicat el de care piatră și câte, ne-a arătat clișeul, dar eu nu pricep la clișeu. Dar m-am chemat să-mi faceți ungerea cu un de lemn. Și am făcut ungerea cu un de lemn. Și apoi soțul a luat luni, ea s-a calmat, a trecut, frate, nu mai am nimic. Bărbatul îi spune, măi, avem programare, mergem până acolo, nu ne jucăm cu doctorii de la București. Se duce acolo și înainte de operație îi mai face un clișeu. Și când îi face clișeul, îl întreabă doctorul, o, dar văd că v-ați operat, cine v-a operat? Și femeia asta însărcinată, care trebuia să nască peste două săptămâni, spune, nu m-am operat, doctor. Măi, Doamne, uite la mine, uite rinichiul tăiat, piatra scoasă, că nu se vede, dar uite ce cusătură fină. În viața mea de specialist, eu n-am văzut rinichi cusut așa. Spune-mi, te rog, cum îl cheamă pe ăla. Și femeia zice că n-am, doctor. Domn doctor, n-am nicio tăitură. Dar ce s-a întâmplat? Am chemat niște frați pocăiți, s-au rugat și uite că Dumnezeu m-a vindecat. Odată îl sceptic așa din cap și spune, am mai întâlnit cazuri din astea, am mai auzit. Acum eu tot mă întrebam, piatra o scos Domnul, dar de ce cu surâniciu? Piatra o scos pentru ea și pentru noi, să nu mai doară, dar rinichiul o cusut pentru doctor. Explicați-mi voi, de unde e cusătura aia fină pe rinichi? Omul firesc nu înțelege. Cei din Nazaret aveau o problemă cu minunile. De unde are el înțelepciunea asta? De unde are învățătura asta? Și al treilea pas greșit. Ei erau tare mândre. Că nu asta până la urmă i-o deranjat. Dacă îmi spune Domnul că în Sarepta Sidonului erau multe văduve, dar la una o trimis Ilie, nu din Israel, dintre neamuri. Și în vremea lui Naaman mulți erau leproși, dar numai unul dintre neamuri. Și i-o lovit în orgolul lui, că fiecare biserică are tradiția ei. Și are cutiuța lui în care îl așezăm pe Domnul și avem șabloanele noastre, dar Dumnezeu e peste Israel și neamuri. Dumnezeu e mai mare ca șabloanele noastre, ca metodele noastre. Dumnezeu e Dumnezeu, slăvit să fie numele. Și când i-a lovit Domnul în mândria lor, s-au mâniat foarte tare. Frații mei, două atitudini, și cu asta închei predica. Cei din Sihar l-au perceput pe Domnul ca un necunoscut, ca un străin ce putea să treacă pe alături. Dar au văzut lucrarea harului de care v-am vorbit în seara asta. S-au îndrăgostit de Domnul și au spus, rămâi cu noi și nu mai pleca de la noi. Cei din Nazaret l-au privit cu admirație, îi sorbeau cuvintele, toți îl lăudau și îl vorbeau de bine. La urmă s-au mâniat și l-au scos afară din cetate. Care e atitudinea ta față de predică? Față de cântare, față de slujba din această seară, că ești direct responsabil. Domnul a făcut totul. Când a murit Hristos pe cruce, a strigat, s-a sfârșit. Mântuirea oamenilor e desăvârșită. De acum e responsabilitatea ta. Mă rog Domnul să ne dea tuturor înțelepciune, să acceptăm lucrarea lui Dumnezeu, să ne scriem în adunarea din Sihar, care l-am primit așa pe Domnul la început, în mod timid, și necunoscându-l, dar la urmă îl îndrăgim și rămâne cu noi și noi să rămânem cu el. Iar celor din Nazaret le spun să se pocăiască și să-l primească și ei pe Domnul. Amin.